a luat 2500 pe lună, deci în 10 ani a câștigat de la mine 300.000 de euro. Deci a câștigat 300.000 euro. Nevenind cam niciodată. Nu prea a venit la... Adică a venit câteva ori. Eu i-am spus chiar, te rog, ia un telefon să te impui, să mergi, să te ocupi de portari, ai mână liberă, s-a dus odată, nu s-a mai dus. Eu spun adevărul, nu l-a pus cu nimic, repet. Deci, a luat 300.000 în 10 ani. Bani care i-a luat, vă spună dacă nu, care i-am dat eu. Ba, el spune așa, și aici, într-adevăr, vreau să-l acuz fără să se supere de minciună. Pentru că el spune, n-am fost invitat niciodată în deplasările din străinătate. Și atunci o să vă dau eu la fiecare, a fost el, după Adam, în 26 de deplasări, vi le-am scris aici pe toate, ca să le aveți, să nu spuneți că zic o minciună. 26 în care a fost el în străinătate și a fost invitat în toate, dar nu am vrut el să meargă. În unele chiar și cu familie. Nu știu, două, trei, nu știu. Dar el a fost în 26 de deplasări. Vi le dau vouă poftim. Luați-le voi presa ca să le citiți voi, dă-le la presă, să le citească și să-l întrebe dacă a fost în 26 de deplasări cu Steaua, pentru că așa a spus, domne, n-am fost invitat în deplasări niciodată. Și a fost în 26 de deplasări în străinătate. Acum nu mai intră, că nu are importanță să discutăm prea mult despre Ducatan, doar am vrut să se afle adevărul ca să nu mai comenteze unii și alții. Despre celelalte lucruri ce văd că se vorbește la televizor cu sta, că nu e management bun, că nu e cutare, vreau să vă readuc aminte. Am adus în România vreo 200 de milioane de euro din vânzări de jucători și calificări. N-am vândut nimic din patrimoniul României. Și vreau să vă mai aduc aminte un lucru. O să încep cu Dinamo. Rapid, chiar și CFR au trecut prin insolvență. Rapid distrusă, Dinamo distrusă, CFR în insolvență. Vaslui nu mai există. Oțelul Galați nu mai există. UTA, Bătrâna Doamnă, Timișoara, Vaslui, Pitești, Petrolul, toate nu mai există. Păi băi, ca să vorbești de fotbal e ușor. Și ca să știi să joci fotbal, e talent de la Domnul. Bă, dar ca să poți să faci fotbal e mai greu. Și nu că spun eu, s-a demonstrat tot timpul și am demonstrat-o și eu. Că eu am făcut, alții au clacat. Numai așa, ca să se afle adevărul și cu asta. Celelalte lucruri s-a mai fost vorba de sechestru pe, că am vorbit să-l spun ziua, sechestru pe averea mea. Judecătorul a spus sechestru nelegal. În momentul când eu fac ceva nelegal, răspund penal. Nu vreau să răspund de penal procurorul, dar vreau domnul Bologa să ia hotărârea sechestru nelegal, a făcut ceva nelegal, de la afară. Dacă vrem să facem ceva în România. Ba, pus sechestru nelegal, de la afară. Ca așa spune judecătorul. De la afară. Mai multe nu spun. Că banii care a dat statul român și hotărârea judecătorească în alte curs, domnule, trebuie să-i speli. Ce să-i speli? Cum să-i speli bani ce statul are bani negri? Bun, nu are rost să discutăm nici pe tema asta, doar că e mult timp, n-am făcut o conferință de presă, am vrut să o aduc și pe asta în discuție. Ce vă interesează pe voi cel mai mult este ce se întâmplă cu FCSB. Cu FCSB, dacă vreau mâine 10 milioane pe mână, iau imediat în 3 secunde. Nu vreau. Vreau 5. O să vedeți că o să iau chiar, poate chiar în viitor apropiat. Dar v-am mai căutat și vreți? Nu vă spun mai multe, doar vă spun. Dacă vreau 10 milioane mâine, iau pe loc. Adică am negociat și acum va semna în fața voastră. Vine Buși acum, că e băiatul e pe drum. Ba, păi vină cu a. Sergiu, vină toată cu a. E și impresarul? Da.
Hai vino cu Avi, trage un scaun și noi. Trage odată un scaun. Sergiu, vino tate. Hai să aduc toate, tate, ce faci, tate? Ne pupăm, dar n-avem voie, că ne zicurăm. Nu mai mă pup cu tine, că tu nu ești fotbalist, n-ai imunitate puternică. Cu el are imunitate puternică, ca mine. Așa. Eu, și testat, și eu am testat. Bun. El va semna acum, o 3 ani de zile, eu, din punctul meu de vedere, știți, tot timpul a fost entuziasmat când am semnat cu jucători, dar acum eu spun, adică ce cred, de Dumnezeu să nu mă înșel. Eu cred că el, Sergiu, i-am spus lumea mea, băi, eu cred că nu e atacant ca el, nu am avut până acum. Poate Capetanos, poate Aribec, dar n-a fost serios, dar este exact genul de atacant care mie îmi place. Mobil, execuție, dă cu capul, viteză, forță. Are complet. Le are pe toate. Cum? Păi nu, Bizonul e adevărat, era puternic și avea talentul să marce gol, dar nu, a, nu e, mie îmi place genul de jucător Mobil să intre în combinații cu Man și cu Coman. Și ăsta cred că este. Nu știu, eu pot să zicem tot pe care spune tot timpul așa, dar eu așa l-am văzut. Și are și vârstă bună, pe să vină. Da, pot să iau și banii până, i-am făcut contract pe 3 ani. Pot să iau și banii, i-am pus și o clauză de 2 milioane. Azi dacă pun 5, nu plătești, dacă pun 2, nu îl vând, mă. Plătește clauza, ce e mai 2 milioane. Bine, n-are rost să vorbim că nu banii mă interesează la ora asta, pe mine mă interesează cupele europene și mă interesează că la anul nimeni să nu schițeze în fața FCSB-ului la tine. La am spus eu că e voa de bani, că e voa de putare, că făceam caz de necaz. Că n-aveam ce face, adică vedeam că echipa e tânără, că facem greșeli, că nu suntem la titlu și atunci am zis ce vreți să fac dumneavoastră. Dar suporterii să știe un lucru. Că la anul nu voi să-l lăsa nici măcar să schițeze cineva la titlu. Adică vrem să fim cam un fel de Juve în Italia. Adică noi să fim detașați și după aia să bate-i pe locul de. Așa l-ați convins să semneze? Nu, nu, nu. El am înțeles că... Adică oricine vrea la FCSB. Nu vreau să spun mai multe, aia să le spune el. Nu vorbesc în locul lui. Bun. Ce voiam să mai vă spun eu? De mama am zis. Acum el va semna. De antrenor. Da, antrenor, a, bravo, antrenor. Mâine voi fi la echipă ca să prezint nou antrenor Toni Petrea și cu Neubert preparator. Nu știu dacă va veni el mâine, dar a zis că pot să-l anunț. Iar el ăsta, Bogdan Vintilă, cum v-am spus că poate să stea toată viața cu mine, va fi antrenor la echipa a doua. Pintili va fi antrenor secund până face școala, eu ce să-i fac, nu? Dacă avea acum licența, ar puneam pe el, cum v-am spus. Nu trebuie să mă feriți nimic, dar pentru că nu are licența, ar pun pachet. Dar domnul Pintilă dorește să rămână la echipa a doua? Ați discutat cu el? Bă, eu n-am discutat cu el, dar eu așa dau ordin. Și dacă el, o să-l execute, nu? Nu crezi că-l execută? Eu zic că le-am zis. Eu așa dau. Dacă vrea să plece, lăsa să plece? Păi dar o să leg cu lanțul. Vrea să pleci? Nu-l las. O să leg de stâmp. Ce să-i fac? El a spus, doar vorbim cu duhovnicul, și a spus, bă, te duci la becali, faci ce spune el. Ascultare. Voi nu știți ce înseamnă ascultare în biserică. Ascultare înseamnă ce spune stăpân. Și eu ce-i spune, aia face el. O să vedeți. Că e cu minte și că ascultă. Adică zic de cu minte în sens duhovnicesc. Adică nu vreau să interpretați cum vreți voi lucrurile. Vorbesc de ascultare duhovnicească. Și el om din biserică și niciodată lucrează toată viața mea cu mine și niciodată nu-l dau afară. Numai dacă vrea să plece, nu pot să-l opresc. Da. Deci, antrenor la echipa a doua. Dar noi nu știm, Mihai Pintilie este și el religios. Mihai Pintili, păi nu i-am pe toți, mi-aduce Dumnezeu câte unul, câte unul, câte unul, nu l-a adus pe Tudor, acum și Meme, că încet e cert, nu vezi cum face Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu lui Meme
Ea mi-a zis, uite, să-ți dau un jurător, mai oameni credincioși, am să-i fac. Și a făcut Dumnezeu cu forța. Cu toți. Uite, a venit Tudor, Neme, iar ăsta. Așa vreau să lucrez cu oameni din biserică. Așa vreau să lucrez. Cu oameni credincioși. După aia, n-am de unde să-i găsesc pe toți, că e greu, îi găsești. Dar încet, 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 încet se merg pe drum. Păi aia pe drum, nu? Sergiu, mergi la biserică? Cum? Sergiu, dacă merge la biserică. Păi nu îi întreb eu, nu mi-e ți-a... Am făcut acolo, o fac pe biserică, da? Nimeni nu e obligat să meargă. Fiecare merge cine vrea și cum vrea. Numai că eu de ce l-am dorit și pe el? Pentru că a zis, băi, eu oricum jucător stăi numai eu. Și atunci nici atacant trebuie să iau. Da, nu există alt ca el, român, atacant la ora asta. Nu? V-ați luptat cu CFR pentru el? Păi nu m-a luptat cu nimic, că ei s-au luptat, zic ei. Nu, că ar fi... Nu, n-are rost. Nu mă interesează, asta vă spun ei, nu eu. Că nu mă interesează pe mine, că eu nu mă lupt. Eu dacă vreau ceva să iau, neapărat iau, nu mă poate nimeni concura. Dar numai că nu, asta nu înseamnă că gata, arunci cu banii de azvârlita, că vrei să te concurezi cu ce feri. Probabil, facă ce vrea. Că dacă faci așa, după aia ajungi în partea ailaltă. Și eu nu vreau să ajung în partea ailaltă. M-a impresionat golul marcat el contra echipei noastre? Nu asta, mișcarea lui. Și m-a impresionat, nu știu, a făcut o fază, mi se pare, cu ultimul meci. Când ai făcut ultimul meci cu cine era? Cu Craiova, a avut o fază, nu știu, care eu așa, a preluat o minge, a preluat-o așa, a vreau partea alta, a dat cu stângul. Adică a avut o mișcare și o dinamică de preluare a mingii de mare jucător. Plus de asta îmi place că nu... Mie nu-mi plac jucătorii care se lovesc de mingea de ei ca de perete. Atinge mingea, e magnet. Cum ar prea multe laude? Înțelegi? Dar așa-l văd eu acum. E posibil să mă înșel. Nu știu, că m-am înșelat și la mulți. Domnule Becali, viitorul lui Adrian Petre mai este la FCSB în aceste condiții când ați mai transferat un atacant? Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul. Adrian Petre mai are un an cu noi. Și mai are încă 3 ani, că am semnat cu el, am semnat direct pe 3 ani. Vezi care este diferența de încredere. L-am văzut eu. Pe Petre nu-l văzusem eu și am zis, nu tată, fac un an jumate și până încă 3 ani, două contracte. Cu el l-am făcut direct pe 3 ani. De ce? Pentru că am zis, bă, oricum, îmi place ce e, îl văd ce e. Nu mai am nevoie să știu ce o fi. Plus de asta n-are 22 de ani ca să aibă emoții. 27, ce emoții mai au băiatul ăsta? Ca să zic că vin la FCSB și că sunt majoritatea când vin, plachează. L-am văzut statornic, l-am văzut și în declarații, el nu știe, l-am studiat și la declarații, se văd dacă e statornic și dacă e, dacă are blândețe, dacă are pace în sufletul lui. Că el în declarații îl studiam ca să văd ce vorbește și cum vorbește. Nu l-am văzut niciodată agitat, nu l-am văzut niciodată mânios, l-am văzut blând, luminos, pace. Deci vă plac Ardelenia așa? Ardelenia în general, dar Ivoadă trebuie să... E și caracter. Că dacă nu are caracter, fotbalistul e mai greu. Chiar dacă are caracter. Venirea lui înseamnă că are culoare liber și tănase de data aceasta, să te aștepte și el la oferte, să-și facă... Ce să facă? Ce tănase? Ce-i atacant? Păi atacant, așa, domnule, atacant. Nu, avem ce face. Noi atacant numai pe el, avem atât. Și mai avem unul strat. Și mai avem și Petre, care e posibil să dea Dumnezeu să fie. Viteza are, calități are. De moment ce primești mingea să o rămâi singur cu portarul și tu o dai 2 metri la adversar mingea, aia nu poți să suporte. S-a întâmplat așa. A primit mingea să rămâne singur cu portarul. Și a dat-o la adversar mingea. Pasă, la 2 metri. Adică niște chestii face care... Dar e posibil să se antreneze acum și să fie. O avea mare concurență. E greu să concureze. Bă, dacă îl băgăm contractul, și ăla de 3 ani, dacă cumva anul ăsta. Avem multe competiții, a unde să joace, are și unde să joace. Spuneați că mai vreți și un fundaș central. Există un interes pentru un jucător în momentul ăsta? Nu studiem în România, să vedem români, sau i-am spus lui Meme,
să caute, mie îmi plac dacă se găsească ceva, un grec sau un sârb sau un rus, un cipriot, ortodox, un bulgar, adică ăștia îmi plac mie mai mult, știi? Adică... Deci mai aduceți și străini. Străini, da, dar nu din orice țară, adică... Nu, unde e fotbal... Ortodox. Nu, nu. Și bătăiești. Nu, nu. Nu, 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 că nu vreau, după aia e discriminare, nu. I-am spus, Mihai, cauți așa. Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru. Ucraina. Nu, din țările astea, adică, ca, de aici îmi place mie mai mult fotbal. Adică e mai, sunt mai ieftin cu să. Dar n-ați fost dezamăgit cu Planici, de exemplu? N-ați fost dezamăgit cu Planici, care este... Planici ce? Planici, va veni cineva, domnule, că dacă să terminăm conflictul cu 250.000 de euro. Asta i-am propus atunci, de 250.000 pun clauză, să joci până la final. Dar după ce a făcut, ce a făcut, nu mai accept niciun fel de înțelegere. Nu mai accept niciun fel de înțelegere, să plătească 10 milioane cine le-a, ca și are clauză. Nu? Acum, vis-a-vis de... că a făcut un lucru de mare mizerie. Acum vis-a-vis de meciul cu CFR. Păi voi să știți un lucru. Eu dacă e între Craiova și CFR, nu aleg pe niciuna, dar dacă sunt obligat să aleg, aleg Craiova. Dar orice s-ar întâmpla, și dacă se scufundă pământul, eu, Becali, împlinesc dreptate. La mine nu există nedreptate. Și ca să nu joci cu aceeași echipă și să joci la aceeași nivel, este nedreptate. Și eu nedreptate nu fac. Numai pacea e mai mare decât dreptate. Dar aici împlinesc și dreptatea și pacea. Dar spunea asta că eu am făcut o nedreptate. Ei au făcut o nedreptate, dar eu am făcut atât de mult gălăgie pe tema asta, cu meciul ăsta, ca să atrag atenția nimeni niciodată să nu mai facă așa ceva ce au făcut ei cu Viitorul. Și cred că au înțeles și poate și ceilalți au înțeles. Dar arbitrii fac nedreptate? Cum? Arbitrii fac nedreptate? Păi de asta vreau să spun. Iar alte chestiune. Nu vreau să jignesc și nu vreau să mai supăr pe nimeni. Bă, dar trebuie să atragem atenția. Dacă îi lăsăm, vai de capul lor. Păi și la Comisia Centrală. Bă, pentru ce să-l pui pe ăsta, cum cheamă lui? Bârsan. Băi, nea Bârsane, mă, tată. Când... te deleagă la PCSB sau echipă, bă, nu pot să duc, că sunt, nu știu, că sunt prea fraier ca să duc eu partide de-astea, că s-a văzut, bă, dacă e, păi pui Hațegan, ai văzut Hațegan, deci am putea Hațegan aseară, nu? Păi meciul e mai important PCSB, e pentru că să spun ceva lui Hațegan, nu poți să-i impui nimic și Hațegan nu face așa ceva, a mai greșit și el, dar așa ceva ce a făcut, cum mă, 12 metri clare la noi, nu dau. Și dai 12 metri care unul o simulare și unul dă vlatul mie, pun un minge, că zice mingea în dreapta. E, arbitrii de ăștia, părerea mea, trebuie scoși din arbitraj pentru că nu are duh, nu poate. Păi dacă el, când am dat noi golul, Cristea, se uita, stânga, dreapta, uleu, ridicați mă, fanionul. Vrea, opță, ce vrea, adică... Nu-i venea să creadă. Cum o să egaleze Steaua? Nu-i convenea de ce egalează Steaua. Păi pune-mă Fluieru și Fluieru. Am văzut și Blatul cu arbitrii pe vremuri. Dacă le dea gol echipa, Fluiera și gata, punea mingea la centru. Eu nu vreau să pună mingea la centru. Nu știu ce s-a întâmplat cu el seara. Orice fiu avut, e posibil să fi avut ceva, vreo recomandare, că nu vrea. Se uita stânga, se uita dreapta, nu punea mingea la centru. Da. Doamne, te la zonachii! Credeți că ce a spus Dan Petrescu e adevărat, că se fac jocurile pentru Craiova? Eu nu cred. Jocurile înseamnă să fie blatul și să fie corupție. Eu cred că în România nu există nici corupție și nu sunt nici blatul. E adevărat că și Craiova, dar și CFR-ul intervin și nu mi se pare nimic anormal. La mine nu e nevoie. Bă, dacă eram o echipă mică, spuneam, bă, vreți, îți dau ceva la jucătoare. Nu? Ca să joace. Nu? Dacă eram o echipă mică. Dacă eram gaz metanul sau asta.
Bă, dar și voi câte 5.000, 10.000 primă la jucător ca să joace, să-și dea viața. Asta nu-i corupție, asta nu mai e nebunia în România. Și fac și ăia și ăia. Nu mi se pare nimic anormal. Din privința mea, să nu-și facă nimeni nicio grijă, o să vedeți cum se va juca. Domnule Becăi, ce s-a întâmplat cu acea suspendare venită de la Federația Română de Fotbal și cu acea Română de Fotbal Feminin? Trebuie să o dea TAS-ul. Trebuie să o dea TAS-ul. Adică, din ce spune avocata, care ea este și în Comisia de Disciplină UEFA, Mădălina, nu știu cum o cheamă, din Elveția, o fată, că 100% câștigăm. Pentru că sunt deja, adică, s-au mai întâmplat, Precedente. Sunt precedente, da. Sunt precedente și există jurisdicție europeană în sensul ăsta. Și atunci, nu știu ce, în Finlanda sau nu știu în ce țară. Și atunci există jurisprudență, deci există jurisprudență, noi o să câștigăm 100%. Și cu Talpan. Cu CSA, care nu are voie să joace decât în diviza 4. Dar aveți emoții în ceea ce privește finala cupei? Pe cei de la Dinamo insistă că vor câștiga puterea. Păi n-au, mă, ce să... Ei, în primul rând, au făcut... ei n-aveau, au căzut din dreptul. Ei trebuia să facă în pauza meciului sau înainte. Și n-au făcut. Au făcut după aia, iar au făcut, nu știu, regulamentul, au făcut la secretarul general, trebuia să facă la comisia de competiții. Și au făcut la secretarul general. Probabil o să le spună, nu sunt competent eu. Dar chiar dacă o transmite la comisia de asta, noi am vorbit. Și toată lumea e clară, avem dreptate 100%, se spune acolo, am bucat scris și voi în presă, că în caz de divergențe se aplică ăsta, regulamentul disciplinar. Mai mult decât atât, nici nu există divergențe, pentru că acolo spune prin excepție. Ori excepția într-o lege specială bate legea generală. Deci nu avem niciun fel de problemă. Sunt speculații, s-a și vorbit că să se regleze treaba asta în roaf, de la vară, de la pauză, deci nu avem nicio problemă. Ce privește cupa, fotbalul e fotbal. Nu am mari emoții, dar fotbalul e fotbal. Plus de asta, nu fac nici probleme nici de locul 3. Adică locul 3 și cupa sunt sigur că îl vom lua. Dacă voi vedeți, noi toate echipele astea, adevărat, am luat 2 puncte sau 3 puncte, nu știu cât am luat, nu? Din 5 meciuri, nu? Dar voi dacă vedeți, noi toate le-am controlat. Nu numai că am condus, dar noi am controlat meciurile. Noi am distrus adversarul. Și ce v-a lipsit? L-am dominat. Ne-a lipsit ce? Ne-a lipsit fundaș și central. Asta ne-a lipsit și ne-a lipsit și puțină șansă. Nu? Și ne-a lipsit și arbitrajul, care, de exemplu, la Moruțanu ne-l aruncă acolo 11 metri, clar, facem noi 3-2. Nu? Cu Astra. L-a aruncat, i-a rupt buza. Nu? Iar cu ăsta, cu Craiova, normal, au luat 11 metri degeaba, noi am dat gol valabil, am mai avut mai multe ocazii, deci noi am dominat clar, cu CFR am dominat clar, cu Astra am avut 2-0, ne trebuie mai puțin mai multă bărbăție, cu Botoșanu am dominat clar, deci nu e chiar așa de negru scenariul care s-a întâmplat. Nu e chiar așa de negru, adică eu văd lucrurile bune, partea bună a pahalului, partea plină. Și mie îmi place că s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa. Dar ce ne trebuie? N-am avut atacant. Eu n-am avut atacant. Pentru că Petre nu e. El, cum își rămâie de Dumnezeu, nu e. Adică el săracul nu, e un băiat de mare calitate. Bă, din moment ce nu dai un gol în 10 meciuri, ești atacant. Din 2 metri, din 3 metri, dintr-un metru. Un singur gol a dat. Păi dacă l-aveam pe Buș, le dea 25 de goluri la noi.
Da, pe cuvânt, doar tot atâtea. Că așa le primește mingile, atacantul la noi. Nu? Da, la meciul cu Craiova, credeți că Petre trebuia schimbat la pauză? Pentru că după aia Mitru n-are nici experiența și nici fizicul. Părea că se luptă din cu greutate. Cum vă tună ea? Cu Petre în teren, cel puțin statistic, arătați bine. Asta nu sunt toate meciurile. Poate că sunt mai bine, dar cu venirea nouă de stat. Lasă-mă că avem acum. Da? Facă și... un duo. Ce să facem atunci ajungem noi cu atacanți. Bine, asta v-am spus și o să luăm și fundașii între. Dacă cineva mă dați înapoi la fundașa sau în timp de mare? Nu, el are încă, cum mai are, pare până în iar, mi se pare că are. Păi să vedem dacă își revine. Dar cât vrei să vă spun acum, cum are meciul, vezi de la o parte. Cât sunteți dispus să dați? Dar ce negociezi cu tine? Negociezi cu tine? Nu contează cât dau. Contează că avem nevoie de fundaș central. Neapărat. Chiar poate doi. Dar bine, vine din iarnă Nedelcu, care părerea mea că o să fie un bun fundaș central. Și în rest, toată echipa noi avem jucători de la alte echipe care trebuie să-i aduce. Acum, ai, uite, ați vorbit numai cu mine, da? Hai să vorbiți voi. Și cu Sergiu Cuși. Da? Să ne spui cum ai acceptat această ofertă și de ce nu CFR, Craiova sau... Bună ziua, pe rând. De ce nu să aleg aici? Pentru că domnul Becali a fost foarte... Avem mai aproape, așa? Da, nu, 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 așa, nu, domnul Becali... Pune asta sub tine, că trebuie să fii mai înalt. Păi i-ați dat scaunul, mai bine. Așa, da. I-am dat scaunul, mai nu ce vrei, stea ca patronul la aceeași înălțime. După aia când joacă și treabă, fac ce vreau. Dar puteți să-l vadă de la început că e mai mic ca patronul. Așa, uite că e bine acum, vezi? Am ajuns eu de 1,75 să fiu mai înalt decât ăla, de 1,85. La 1,87 cât ai? 1,87. Da. Deci... A fost foarte scurtă, să zic, negocierea. Ieri domnul Becali l-a sunat pe Bogdan, agentul meu. Eu, tot ce vorbea domnul Becali cu Bogdan, eu aflasem. Iar a fost foarte repede. M-am decis cu soția, cred că în 10 minute. E o nouă provocare pentru mine. Am fost un an la Gazmetan, a fost un an greu. Am calificat echipa toți în play-off, iar acum e încă o mare provocare pentru mine. Și anume, luarea campionatului. Asta îmi doresc. Simt că aici e clubul la care e și rândul FCSB-ului, să zic așa, după atâta timp. E momentul FCSB-ului. Scuzați. După ceva timp, fiu chiar îmi doresc și vreau să iau campionatul, sincer să fiu. Dar ce-ați întâlnit cel mai mult de managerea ta? Spune că ai discutat cu soția. Care au fost aspectele, plusurile pe care le-ați pus pe toate? Da, domnul Becali a vorbit cu Bogdan, iar, așa cum am spus, a durat 3 ore, tot cred, și mi-am dat seama că dânsul, împreună cu stafful FCSB-ului, am simțit că ei mă doresc, iar pentru fotbalist e cel mai important să simți că e dorit și e mai mare ambiția să demonstrez că merit să fie aici. Sergiu, e o nevoie clasică deja, nu ți-e frică de critici? Nu mi-e frică de critici, sincer, pentru că o critică bună cât face cât două facultăți acum, să nu zic altă vorbă. Am fost la CSKA Sofia, pe urmă eu am mers la Levski, vă dați seama, am trădat în ghilimele culorile bulgarilor, însă am fost și amenințat, am fost și criticat, am trecut prin... Și criticile patronului? Nu am avut adevăr, dar mai bine decât o amenințare sau alte lucruri. Dar nici nu cred că o să facă să rateze așa cu partea goală. Că nu prea ratează. Dacă se pune destul așa 25 de goluri de presiune, simți că a început deja să fie încoșit aici. Anormal. Chestia asta, lucrul acesta mi-l asum. Este o echipă nu, mare. Nu, păi a fost clauză în contract, dacă devine golgeter. Și a zis, bine mă, dacă devine golgeter, la mine nu se ia bani decât dacă aduci bani. Adică dacă ne calificăm și dacă el devine golgeter, după aia, dacă ne calificăm în cupa europeană, ia încă 30 sau 50 de mii, nu știu. În Champions League 50 și încă Europa League 30. Adică în bani în plus dacă devine golgeter.
Crezi că de la FCSB poți pleca mai ușor în străinătate față de celelalte echipe? Da, adică dacă te uiți în ultimii ani, poate l-auzeam pe domnul Becali, toți ajunseseră și a spus că a făcut în total, probabil, plus minus 200 de milioane de euro. Dar atunci vă dați seama că nu e altă echipă în România care a făcut și a adus atâția bani în România. Și mulți colegi de la generația de 92, cum e Benzar, Toșca și care au fost aici, au mâncat o pâine aici. Eu cred că o să fie o soluție pentru Finul, pentru Miller, la echipa națională. Că nu-l văd la ora asta altul mai bun atacant ca el. Nu-l văd. Păi bune, nu că n-am, nu mă gândesc la mai mulți bani. Dar e vorba că nu-l văd altul atacant. Păi Alibec nu vă mai place? Cum? Alibec? Pușcaș. Da, adevărul, da, adevărul că este Pușcaș. Am uitat de Pușcaș, iertați-mă. Pușcaș, da. Pușcaș poate să-l concureze. Aici la alții nu prea cred. Care-i treaba? Alibec, el e normal, el e cel mai talentat, dar depinde de ce toane, ori echipa națională nu are timp de toane. Eu zic că el e cel mai talentat. Legat de Mirel Dădui, a declarat recent că i-a plăcea să amintesc cu CSB-ul în cazul în care Cosmin Oroiu va veni ca finanțator. Aveți de gând să citați echipa în viitor? Dacă ar veni Mirel Dădui la pachetul Oloroi să cumpere FCSB-ul, le-ați dat-o și cu cât? O trebuie să mai lucreze încă 20 de ani până China și Mirel să mai lucreze până Emiratele și el încă 20 de ani, ca să poată să o cumpere ei de la mine. Dacă lucrează 20 de ani, dar Mirel nu poate. Poate Oloroiu. Că Mirel, dacă lucrează și dacă el mai dă încă 12 milioane pe mașini și încă 7 pe ceasuri, nu mai poate să strângă banii. Ăla Olăruiu, ăla îi strânge bani. Păi n-ați vrea nicio mașină de la Mirel? Cum? N-ați vrea nicio mașină de la Mirel din Mirel? Să mai scădeți în preț. Să mai scădeți în preț. Da, așa e, dacă le... Să scădem banii pe ceasuri și pe mașini. Nu. Bine, glumesc. Nu, la ora asta, în România, nu poate cineva să cumpere FCSB. Pentru că să cumpere FCSB, adică vorbesc serios acum, să zicem că pe mine m-ar îndoi, poate la 150-200 de milioane. Poate aș vinde. Poate zic. Deși nu cred, pentru că nu vrea familia, adică eu nu mai sunt așa foarte legat, dar nu vor fetele. Și atunci le fac pe plac. Și vedeți pe cine de dumneavoastră, pe cine de eu da, uite, am văzut ginele, am zis, uite mă, mai vină cu mine ca să... Dar nu vrea aia, fata mică. Aia mică nu vrea, a zis, vreau tata până la 90 de ani el să conducă steaua. Și atunci ai trebuit să fac pe plac. Nu vrea. Și atunci ce faci? Cui o dai? Că o să fie trei. O să văd care din ei, că nu o să stau de la infinit, care din ei e mai capabil și ăla o să conducă. Nu, sau nu neapărat capabil aici. Că nu mă înțează capabil, că capabil sunt mulți. Care are inimă. Inimă de iubire, de dragoste. Cine are dragoste, ăla va primi de la mine maxim. Pentru că dacă ești capabil să o conduci degeaba, dacă n-ai iubire. Ce faci fără? Toate nimica, zero sunt fără dragoste. Ăsta care e acum, pare dragoste și durul decât mine. Și dau slavă Domnului. Gine. Dar nu vreau să vorbesc de familie, că se supără ele, fetele. Bogdan, cât de greu a fost de gestionat ofertele acestea pentru SET? Noi întrebăm în ideea diferențele între oferta CFR-ului cu oferta pe care ați acceptat-o de astăzi. Nu cred că ar fi foarte corect față de celelalte echipe să discutăm acum de sume. Cred că n-ar fi corect, dar clar că a fost o competiție acerbă în sensul ăsta, care s-a accentuat puternic în ultimele ore, aș putea spune. Noaptea asta. Da. Și nu doar CFR-ul, a mai fost și altă echipă, dar mi-am dat cuvântul fața domnului Becali aseară și cred că onoarea e mai importantă decât banii, de multe ori în viață, cel puțin atât eu cât și Sergiu
suntem construiți pe calapodul ăsta și era normal să acționăm în consecință. Chiar dacă alții ne-au oferit bani mai mulți, o realitatea asta, chiar în cursul zilei de astăzi, ne-am dat cuvântul în fața domnului Becali și chiar nu avea cum să ne mai întoarce. Era o chestiune mai presus de partea financiară. Păi da, da. Vă oferi ceva din România mai mult? Da. Bogdan, care a fost un jucător aici, pe care n-a reușit la Ancora, l-ai stăpit la PSM? Nu știu dacă n-a reușit. Poate să vă spun domnul Becali. Ancora a fost unul dintre jucătorii normale a echipei. Nu știu dacă n-a reușit. Nu știu dacă e termenul corect, că nu a reușit. A început poate n-a fost foarte bine și nu a continuat la fel de bine, putem spune. Da. Nici s-au plătit bani pe el, a venit gratis, a plecat gratis. Nu am cerut nicio compensație când a plecat. Eu cred că a fost un deal corect și ambele părți au avut de câștigat. Nu puteți să mă contrazice. Așa. Păi n-am avut ce să plec, că n-am dat bani pe ei. Când am vrut să renunțăm, ne-am înțeles, am renunțat de comun acord, n-a cerut niciun ban la plecare, deci să tot ai colaborări așa cu jucători de ăștia. Adică va vii, pleci, ora marcat, pleci, nu știu, 10 gol am marcat într-un an, a fost, nu poți să spui care cifre. Bine, mă, să nu vrei acum să nu care cumva să-mi pui cifrele lucruri cu al lui Sergiu, că dacă eu plec, da, acum eu mă ridic și plec. Sunt situații diferite. Bine, fără să jignesc, dar asta e situația, nu putea, nu e radă pe ce se dă. Dar Sergiu, tu ai vorbit cu Nicola, când ai vorbit sau cu cine pe care ai vorbit sau ai discutat? N-am vorbit, sincer, n-am vorbit cu nimeni, niciunul dintre colegii mei noștri, doar familia mea. Am vrut să fie chiar exclusiv aici, pentru că... Eu, tot timpul, când a fost, avea vreo 18-19 ani când a fost la CFR-ul, nu? Și eu tot timpul vreau, bă, dar unde este puștul ăla? Nu mă ține aminte eu puștul. Bă, dar puștul ăla care a dobitat pe la pod. Așa ești pe ala de mult, așa ești pe ala și 10 ani. Mai avea un frate. Și l-am întrebat pe mine, bă, mie, parcă avea, mai avea un frate, mă. Ăla care mai avea un frate. Bine, probabil și Dumnezeu, adică a avut niște ghinioane, acum se aiește Dumnezeu că, asta m-am și gândit, a avut niște accidentări și probabil, vezi, Dumnezeu îți dă, te jertfești, te chinuiești, dar după chinul, după aia vin și foloasele, adică și satisfacțiile. Păi acum Dumnezeu l-a s-a chinuit cu accidentările, acum Dumnezeu îi dă. L-a trebuit și invara, că l-a luat gratis. Bă, trebuia să-l iau eu atunci. Mai mă iau și eu după alții ca prostul. Dar de acum încolo nu mai mă. De acum încolo nu mai mă. Nu mai iau, că pentru că dacă eu tot timpul ce-am ales, eu am luat bani mulți milioane. Și ce am luat, mi-au spus alții să iau. Am pierdut bani. Pentru ce? Nu mai mai. Ce vreau eu și ce văd eu, aia fac. La anul ăsta. Cine mai vrea, credeți că vor ajunge din nou la 10 de milioane mai mulți jucători? Va reuși să îi... Nu știu, el a zis că e mai motivat ca niciodată. El nu e. Că e mai motivat ca niciodată să luăm titlul. Bine, nici eu nu concep. O să luăm un fundaș central pentru că nu mai, v-am spus. La anul nu mai accept că nu știu ce sau nu mai lăsăm și să am făcut o prostie, că am neglijat competiția și am jucat în cupele europene. Că după aia a văzut, greu am recuperat și uite și alea și nu știu ce, nu? Nu mai accept asta. Vom merge direct pe campion, mai ales că de la anul nu ești campion, ești praf. Ori campion, ori zero, pentru că se schimbă competițiile europene. Și atunci singura echipă care are de câștigat e campioana României, atât în rest celelalte se duc în a treia competiție. E o perioadă prea lungă, 5 ani fără titlu pentru FCSB? Păi dacă stai să te gândești cum n-am luat. Gustavo a ratat 11 metri. În 11 oameni am luat un gol cu Iașu. Cu Hagi am năucit, trebuia să fie vreo 3-4 la pauză, ne-a dat un gol la Libec, sau nu, ăsta. Nu, nu ăsta, cum cheamă, care e la ce fel acum? Tucudeam. Toate, în fiecare an am avut câte un ghinion. În minutul 93 Amorim face 11 metri la Dinamo, cu Dinamo. Că trebuia să facem egal și am un capăt aia. Deci multe lucruri din astea care le-am ustat. Înțelegi? Acum o să fie altceva, o să mă ocup eu personal. Nu mai vroiam. Dar trebuie să mă ocup personal, adică ce înseamnă personal.
Dacă nu, o să trăiască, merg în fiecare zi, la fiecare meci, înainte de meci, să vorbesc cu jucătorii, să vorbesc cu ei, pentru că nu se mai permite eșec. Da. Trebuie neapărat un campionat. Și plus de asta, echipa asta care o văd, adică ea cum este, puțin debusolată. Dar noi jucăm fotbal, mie îmi place jucul. Nu marcăm, luăm goluri, că n-avem fundaș central, ca lumea, n-avem bună apărarea, dar echipa asta și cu Olaru, și cu Nedelcu, și cu Aidă, și cu Moruțan, un an în plus peste el trecând, și cu Buș, că n-aveam, noi n-aveam atacamă degeaba, duceam minge acolo, de aia cața, 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 că n-aveam ce să bage în poartă. N-aveam ce să intre în combinație cu Man, cu Coman. Va fi altceva. Dar există interes pentru Olaru din Anglia, domnule Becari? Nu știu nimic asta. Asta nu știu. Ce pot să vă spun? Vă spun că dacă vreau pe Man 10 milioane, ia imediat. De, nu știu, de Olaru nu știu nimic. N-am primit nicio ofertă, nici n-am vorbit cu nimeni. Pentru Coman a avut o ofertă? Nu. Se duc pentru tine cu mine, să citești declarațiile altor jucători, din David, cum a trebuit să ne-ai percepi cât de irritați în momentul de experiență. Au fost foarte multe de la pe care au fost la David. Da, mulți colegi spun asta, însă am văzut perioada Neger și cred că era cu domnul Regecamp. În perioada aceea a fost steaua incredibilă, așa că pregătirea dânsului sunt sigur că e benefică, mai ales pentru mine. Am avut un sezon, mai sunt două meciuri, mai am două meciuri, dar dacă am încă o pregătire chiar foarte bună și domnul Neubert va avea grijă de asta, sigur că voi fi foarte pregătit. Ce se pare în cele în Europa Liga, având în vedere că se va juca 4 tururi de calificări? Nu mai greu, îmi dai seama, nu mai greu. Steaua, nu știu, în ultimii ani s-a calificat aproape tot timpul în Europa. Doar anul trecut a avut ghinionul să nu se califice. Ne dorim ca de acum încolo să jucăm și în Europa. E cea mai mare provocare din cariera ta? Simt ce fiu? Probabil că da. Adică simt că sunt important, mi se dă importanță, iar acesta e visul oricui fotbalist. Domnule Vesari, Păi, voi, dar nu v-am dat? Nu v-am dat cu Ducadam de la început? Spunea dânsul că nu are niciun sentiment față de FCSB și că nu are nimic a patra. Ce vedeți asta? Păi, e problema lui ce spune el. Numai că ei abar n-au. Eu am scris eu un mesaj lui, e adevărat că ai fost fotbalist, dar bar n-aveți ce înseamnă fotbal. Și am scris după aia. Unde-i Uta, bătrâna doamnă, unde-i Timișoara, unde-i Rapid, unde-i Dinamo, unde-i Vaslui, unde-i Varnișu, unde-i Petrolul, l-am întrebat unde sunt. Că așa a spus, nu? Că el nu vede. Bun. Ilie Dumitrescu este un om care, el e un om, e băiat bun și un om care nu are răutăți. Numai că orice om, în fundul sufletului, acolo o mică invidie până la urmă și o dă pe față. Adică aveam încredere în el că mare calitate și este, mare de calitate și nu e răutăcios. Păi, dar vezi, o sămânță acolo de invidie tot are. Adică el, din ce, că domnule, de când s-a întâmplat, pe asta spune, de când s-a întâmplat cu Ducadam, el nu vede, nu așa, n-a spus așa. Păi bă, dacă sunt, uite ce s-a întâmplat cu Ducadam. S-a întâmplat cu Ducadam că a luat 300 de mii din 2010 până acum, de la mine, fără să lucreze nimic. L-am chemat eu, i-am spus că nu s-a dus, s-a dus doar o dată, și am fost în deplasări, 26 de deplasări, vi le-am dat. Dați-le lui Ilie Dumitrescu să vadă, vezi ce mai zice. Bă, nu sunt obligat, că nu sunt acum condamnat de cineva ca să dau banii mei cu ivor ei. I-am dat banii mei 300 de mii, adevărat. Din caracterul lui, că îl apreciez caracterul lui. Dar nu, asta nu înseamnă că dau la infinit banii mei. Și i-am spus, Helmut, 500 de euro pe lună, rămâi cu ei. Dacă vrea să lucreze, fără să, tot așa, fără să vin. A zis că, din orgoliu, că 2000 de dădeam eu din mână, din buzunar banii mei. Nu mai pot să-ți dau, că e situația care este, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă în lume, nu? Iar cu mășile, ca să știe lumea, eu, de exemplu, că nu pun masă. De ce? Nu că nu respect
regulă, regulă. Dar dacă mie doctorii mei îmi spun așa, că eu am, și recunosc ăștia de la Ministerul Sănătății, că clinica lui Becali de oncologie e cea mai bună în România. Și dacă am doctor specialist, spune domnul Becali. Și nu fac propagandă împotriva, nu fac, doar spun ce spun mie doctor, eu fac ce spun doctorii mei. Pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Nu pun mască ca să nu scadă oxigenul, ca să nu scadă imunitatea. Bun. COVID. Vitamina C, vitamina D, zinc. Da? Asta înseamnă COVID. Vitamina C, vitamina D, zinc. Fă-le pe astea și ai terminat cu COVID. Așa îmi spun doctorii mei. Plus de asta m-a dus arbitor. O tură l-au dat, a doua tură stă de două luni de zile în vamă. O spun asta ca să atenționez cei de la Ministerul Sănătății. De o lună de zile stau medicamente din Rusia care ei nu le pot aduce. Și eu pot să aduc și am adus. Și stă de o lună de zile în vamă în loc să se ducă la oameni gratuit. De ce? La spitale. Păi întrebați-i pe ei, nu știu, de la Ministerul Sănătății. Da? Le spun astea că n-am, acum am posibilitatea să le spun. Iar eu fac ce spun doctorul meu. Dacă doctorul meu spun, bă, pui mască, se micșorează oxigenul și deci imunitatea, eu nu pun mască, că vreau imunitate. M-ați înțeles? Nu poate să mă oblige nimeni să scadă imunitatea mea. Nu? A, că spun aia, că ce mă țează ce spun în nemții, sau ce spun cu tare. Sau ce spun aia, ce spun aia. Și plus de asta vrei să spun ceva. Bă, nu-mi place. Bă, chiar dacă mă îmbolnăvesc, da, ca să nu îmbolnăvesc pe alții, da. Stau departe de ei și nu... Că sunt obligat, civic. Dar așa decât să pun masca aia, așa, nu-mi place să câine bumbotnă să... Nu vreau. Și plus de asta, la mine n-am nicio problemă. De ce? Bă, dacă mă duc la Sfântul Masul, fiecare vine să face Sfântul Masul. Și atunci, dacă mă unge în fiecare vineri cu mirul Sfântului Duh, sfințit, și dacă mă împărtășesc cu sângele și cu trupul lui Hristos, nu metri fică nici 7 miliarde de COVID. Da? Deci asta e, am vrut să spun și asta ca să știe, ca să nu mai speculeze că pune, nu pun masă. De ce nu pun? Că nu vor doctorii mei, mi-a spus domnul Becali, nu pune. Că scade oxigenul și că scade imunitatea. Și nu pot, ca să nu scade imunitatea. Acum, mă copii, eu știu ce vreau să vă zic. Ar fi bine să ne lăsați să semnăm, nu? Vreți să ne lăsați să semnăm sau vreți să vedeți când semnează? Am vrea să vă vedem dacă bine. Se poate. Bine, dată. Ai, semnează tu, poate ăsta e contractul tău. Și astea sunt mai multe. Dacă vrei, le semnezi pe toate aici sau le semnezi unul. Semnează unul în fața presei. Adu-mă pixul. Așa. Semnează unul în fața presei. Aici așa, nu? Da. Și pe urmă să... Da? Alea le-a semnat, alea, nu? Păi semnează pe toate foile. Semnează-mă toate, pe toate foile. Alexa Financiar, nu vrei bani? Nu vrea bani, clar. Ai văzut ce face FCSB-ul? Creează emoții la oameni. Primul antrenament la FCSB. Gata, da. Hai, să dea Dumnezeu să ne ajute Domnul să fie într-un ceas bun la anul frum campionatul. Dai 25 de goluri să dea Domnul asta să fie mărturie. Hai, bun, fii sănătos. Sănătos. Alalte mergem și le semnăm noi singuri, da? V-am pupat Domnul să vă ajute și vouă și noi. Genunchi, băi, sediu, băi, semnătura pe genunchi.
Mulțumesc frumos!